Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a știrilor Mondo TV. Minerii de la Schimbul 2 de la exploatarea minieră Lonea nu au intrat luni în șut. Au ieșit la poarta minei ca să colinde pentru că directorul general le-a spus că vor primi primele de Crăciun, însă nici până acum nu au aflat când și cât de mari sunt ele. Protestul lor vine după ce cel de săptămâna trecută, când directorul general le-a făcut promisiuni în acest sens. Ne dați ori nu ne dați, s-au întrebat minerii în ton cu sărbătorile de Crăciun, iar directorul general s-a făcut că le aprobă cererea, dar nu au aflat când și cum. Ortacii au ieșit din curtea minei și au cerut să li se comunice ce s-a stabilit. De fapt, au mai făcut asta și săptămâna trecută și atunci au fost lămuriți să intre în mină că totul va fi bine. Minerii din Schimbul 2 de la Mina Lunea refuză să intre în subteran, având în vedere că nici la ora actuală nu știu cuantumul premiei care este prevăzută în contractul colectiv de muncă. Din câte bine știți, săptămâna trecută directorul general a fost personal la noi, la mina, la Lonea. Le-a promis minerilor din Schimbul 2 că se va rezolva problema, vom semna un protocol. Iată că a trecut aproximativ o săptămână, n-am văzut niciun protocol, nici n-am fost chemați să purtăm discuții pe tema asta, iar minerii și-au pierdut încrederea. Săptămâna trecută, minerii de la Vulcan și Lonea din cadrul complexului energetic Hunedoara au refuzat să intre în șut, motivând că ei așteaptă dovezi că vor lua primele de Crăciun. Și atunci, directorul general Emil Floruț le-a promis că totul este ca și aranjat, însă joi vine Moș Crăciun, iar luni dimineața minerii se tem că directorii vor pleca în concedii și vor uita de ei. Am sunat directorul general, nu-mi răspunde, am înțeles că sunt zvonuri că ar fi la Consiliul de Administrație la București, pe de altă parte alții spun că ar fi plecat în concediu. Suntem mai nimănui. Oficial nu s-au făcut protocoale, dar ortacii ar putea să ia prime de Crăciun în cuantum de 400 de lei, pentru că așa a susținut directorul Emil Floruț când le-a precizat că nu vor fi mai mici ca anul trecut. Doi bărbați au vrut să conducă microbuzul școlar care îi duce pe elevii din Dâlja Mică și Dâlja Mare la școală. Din păcate, doar un post a fost liber, iar acum cel care a pierdut vine să conteste legalitatea concursului. Mai mult, el susține că totul s-a făcut pe pile și cu metrii. Primăria din Petroșani a organizat un concurs pentru ocuparea postului de șofer, iar după asta a izbucnit un adevărat scandal. Șoferul care a pierdut la interviu vine acum să conteste tot ce s-a întâmplat și ne spune cum stau lucrurile în opinia sa. Asta pentru că șoferul câștigător i-ar fi spus că are relații în instituție. Mi-a spus, zice, degeaba ai venit la examen, că doar știi că neamul meu în primărie, am neamuri în primărie, și domnul primar mi-a promis, sigur că mie îmi dă mașina. Că așa a spus el, că eu zis cumnatul lui și prin discuțiile lui care au zis. Deci ceea ce spuneți este că a fost un examen aranjat. Da, a fost un examen aranjat. În acest moment nu s-a luat, adică nu s-a luat în considerare examenul cum trebuie, nu s-a făcut legal ce a făcut ei și nu s-a examinat cum trebuie. Am făcut ieri o contestație. Nici contestația nu a fost luată în calcul, iar omul continuă să se creadă nedreptățit. Asta în timp ce administrația spune că totul s-a desfășurat cât se poate de firesc și că la interviu cel care contestă acum concursul a fost depunctat. Nu poate fi luat în calcul un concurs organizat într-o instituție publică pe pile. Nu există așa ceva din acest punct de vedere. Au fost două dosare, doi concurenți s-au prezentat la concurs. Concursul a constat în trei probe. La proba practică, cei ambii concurenți au luat același punctaj, ca urmare s-au prezentat la interviu. La interviu, domnul care a contestat concursul organizat în speță, domnul Petaca Marius Nicolae, a luat un punctaj mai mic decât contracandidatul dumnealui. Ulterior, după ce s-a afișat procesul verbal cu rezultatele, domnul Petaca a depus o contestație, Comisia de Soluționare a Contestațiilor, numită prin decizia numărul 404/2015, a analizat contestație care nu a îndeplinit condițiile legale și a fost respinsă. Deci, ca urmare, domnul Petaca Marius Nicolae a fost declarat respins. Postul de șofer este unul absolut necesar și a necesitat o atenție sporită din partea celor din primărie, care spun că nu-și pot asuma o angajare pe pile în condițiile în care este vorba despre un om care are în mâini viețile copiilor pe care îi transportă. Noul șofer Ioan Florin Hășmășan va prelua postul cu prima zi a anului viitor. În ultima ședință de Consiliu Județean, reprezentanții județului au aprobat ca din buget să fie alocate mai multe sume de bani pentru continuarea proiectelor ce nu au fost finalizate până în prezent și pentru care s-ar putea pierde finanțarea europeană.
Consiliul Județean Hunedoara a alocat aproximativ 3 milioane de lei pentru continuarea finanțării proiectului de modernizare a drumului spre Sarmisegetu-Zaregea din fonduri proprii, din cauza că lucrările nu au fost finalizate la timp și nici nu vor fi gata până la data de 31 decembrie. Dacă drumul nu va fi dat în folosință până la data de 30 iunie 2016, Consiliul Județean trebuie să returneze întreaga finanțare europeană primită în valoare de aproape 19 milioane de lei. În această situație nu se află doar drumul spre Sarmisegetu-Zaregea, ci și proiectul Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din județul Hunedoara, dar și reabilitarea sitului industrial de pe fosta platformă industrială Călan și pregătirea pentru noi activități. În ceea ce privește sistemul de management integrat al deșeurilor, lucrările sunt gata. Deponeul de la Bârcea Mare a fost inaugurat de curând, iar echipamentele aduse acolo sunt de ultimă generație. Este un proiect benefic pentru județul Hunedoara, proiect care trebuie să continue și să analizeze județul Hunedoara alături de celelalte județe din țară care au implementat deja un astfel de proiect de colectare selectivă a deșeurilor. Polițiștii hunedoreni au dat 100 de sancțiuni și amenzi de 22.000 de lei șoferilor băuți, oricare nu au ținut cont de indicatoarele de treceri la nivel cu calea ferată. Acțiunea a fost una preventivă și s-a desfășurat la finele săptămânii trecute, când numai puțin de 23 de șoferi au rămas pietoni. Acțiunea de amploare a polițiștilor hunedoreni a fost organizată în vederea diminuării riscului rutier. În cursul acesteia, polițiștii au aplicat peste 100 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 22.000 de lei, 8 contravenții fiind aplicate pentru nerespectarea normelor rutiere privind trecerea la nivel cu calea ferată, 4 contravenții pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană aflată sub influența băuturilor alcoolice și 4 amenzi pentru efectuarea unei depășiri neregulamentare la nivel cu calea ferată. De asemenea, 23 permise de conducere au fost reținute de polițiști, toate pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice sau pentru nerespectarea legilor la nivelul căii ferate. Șoferii băuți aveau între 0,59 mg pe litru alcool în aerul expirat și 0,70 mg pe litru. În ambele cazuri prezentate au fost întocmite dosare de cercetare penală. În plus, toți cei care au trecut peste calea ferată în momentul în care erau semnalele roșii sau bariera pusă au primit câte 945 de lei amendă și sunt pietoni următoarele 3 luni. Astfel de acțiuni vor continua, spun polițiștii, pentru că în județul Hunedoara au avut loc foarte multe accidente mortale în ultima perioadă. Proiectul de tip After School, realizat de Biserica Sfânta Varvara împreună cu Școala Generală numărul 7, s-a încheiat sâmbătă la Petroșani. Cu această ocazie s-a desfășurat un spectacol de colinde și o expoziție de icoane. Sâmbătă, sala de marmură a primăriei Petroșani a răsunat de sunetul colindelor. Elevii de la Școala Generală numărul 7, precum și părinții sau profesorilor, au fost cu toții părtași la un frumos concert de colinde, dar și la o expoziție de icoane.
viața minunată le lui Ben. Dar licura iasă și lipsa ochii lacrimi le lui Ben. Prea degeaba sânge, prea degeaba patim, le lui Ben. Cu ajutorul lui Dumnezeu, iată, am reușit să creăm proiectul desfășurat în anul acesta, în 2015, un proiect de tip after school, pe care l-am avut în colaborare cu Consiliul Județean Hunedoara și cu școala numărul 7. Am avut 30 de beneficiari, 30 de copii de la această școală și am avut activități de tip after school, după cum spuneam, cu ateliere de creație pe tot parcursul verii până în această perioadă și iată totul a culminat cu acest concert și cu o expoziție de colinde organizată la Sala de Marmură din Petroșani. La eveniment au participat copii de la grădinița din aeroport, elevi din clasele 5-8 de la școala generală numărul 7, corul de tineret de la Biserica Sfânta Varvara, dar și grupul mixt de la aceeași biserică. Proiectul cu numele After School, proiect de prevenire a abandonului școlar, aparține Asociației Umanitare și Etnografice Sfânta Varvara și a fost finanțat de Consiliul Județean Hunedoara. În cadrul lui, 30 de copii au întreprins diverse activități din vară și până acum. Comunitar, să zic așa, întocmit prin Asociația Umanitară și Etnografică Sfânta Varvara de către Părintele Ciprian, de curând venit în revenit în Valea Jiului și la biserica și la parohia noastră, s-a încheiat perioada de desfășurare a activității și, așa cum este prevăzut în legislație, se face o încheiere festivă, pe cât posibil, a acestui proiect. Cu nădejdea că și de acum înainte vom stărui să mai facem, să mai întocmim astfel de proiecte. De ce? Pentru că cartierul în care funcționează Biserica și Asociația Umanitară Sfânta Varvara se confruntă cu mari lipsuri, mari probleme materiale și iată, din anul 2000, parohia Sfânta Varvara și Biserica Sfânta Varvara a încercat și a reușit cu ajutorul lui Dumnezeu și a oamenilor înțelegători să întocmească și să desfășoare activitatea socială în două proiecte consecutive, din 2002 până în 2004, la jumătatea anului 2004. Revoluționarii din Petroșani sunt așteptați marți la primărie. Acolo vor putea din nou să depene firul poveștilor de acum 26 de ani și să ciocnească un pahar de șampanie alături de administrația municipiului. Ca în fiecare an, revoluționarii din Petroșani vor avea parte de un dineu dat de primarul Tiberiu Iacobridzi. Întâlnirea are loc la sediul primăriei din localitate, unde cei care au titluri de revoluționari sunt așteptați să depene amintiri, dar și să se contrazică în declarații. Asta pentru că fiecare are mereu propria părere despre cum au decurs evenimentele din decembrie 1989 la Petroșani, dar toți au ceva de spus ca să puncteze acel eveniment. Revoluționarii sunt niște persoane mult mai bătătice. Fiecare an am făcut un moment festiv în care îi invităm aici. În județul Hunedoara sunt 258 de revoluționari care de-a lungul timpului au avut diverse beneficii datorită acestui statut. Asta deși aici nu s-a tras ca în alte orașe mari ale țării, ci doar s-a strigat jos comunismul. Campania Baril de alimentează iarna asta cu carburant și-a desemnat astăzi câștigătorii. Dacă ați alimentat de la una dintre cele trei stații Pecobaril, aflați acum dacă sunteți pe lista câștigătorilor.
Și anul acesta de sărbători, Baril a oferit clienților săi mai multe premii. În cadrul campaniei, Baril te alimentează iarna asta cu carburant. Astăzi a avut loc extragerea taloanelor câștigătoare, 19 clienți fideli fiind declarați câștigători. Campania Baril te alimentează iarna aceasta cu carburant a ajuns la final. Toți clienții care au alimentat de minim 100 de lei în perioada 21 octombrie-20 decembrie au intrat în această campanie. Astăzi aflăm care sunt câștigătorii. Alături de noi se află reprezentantul Baril de la stația Dărănești, doamna Tabita Ardelean. Bună ziua! Bună ziua! Avem aici cele trei urne de la cele trei stații Baril, de la Dărănești, de la Livezeni și de la Lupeni. Din fiecare vom extrage câștigătorii pentru cele trei premii. Premii care înseamnă locul 3, 12 vouchere de 150 de lei, premiul al doilea, 6 vouchere de 200 de lei și premiul întâi, un voucher de 1500 de lei carburant. Da, este, așa este. Păi eu zic să începem cu extragerile și din fiecare stație pentru premiul al treilea vom extrage câte 4 bilete câștigătoare. Să vedem cine sunt norocoșii astăzi. De la stația Dărănești. Da, să amestecăm bine. Aveți destul de mulți participanți. Să vedem, primul câștigător este... Pascale Adrian. Pascale Adrian, din localitatea Petrila. Mai departe. Al doilea câștigător al unui voucher de 150 de lei este Popesc Pătru, tot din localitatea Petrila. La stația din Dărănești se pare că au alimentat foarte mulți clienți din orașul Petrila. Al treilea câștigător, tot din stația Dărănești, este... Petru Negoi din Petrila și mai avem încă un câștigător de la stația din Dărănești, din Petroșani, Rădulea Cristian Costel. Aceștia sunt, repetăm, câștigătorii de la Dărănești, Pascale Adrian, Popesc Petru, Negoi Petru și Rădulea Cristian Costel. Bun, mergem mai departe la stația din Livezeni să vedem cei patru câștigători pentru premiul al treilea, câte un voucher de 150 de lei carburant. Primul câștigător este Busu Ioceanu Daniel din Petroșani. Felicitări! Al doilea câștigător, Biro Andrei din Petroșani. Al treilea câștigător de la stația din Livezeni este Serafinceanu Alex din Petroșani și cel de-al patrulea câștigător de la stația din Livezeni, Lăutaru Viorel din Petroșani. Repetăm încă o dată, Busu Ioceanu Daniel, Biro Andrei, Serafinceanu Alex și Lăutaru Viorel. La stația din Lupeni, încă patru participanți câștigători. Câte un voucher de 150 de lei carburant. Primul este Radu Ion din Strehaia. Cel de-al doilea este Ganta Elefterie din Lupeni. Al treilea câștigător, Papuc Mihai din Vulcan. Și al patrulea câștigător al premiului 3 este Cionca Marius din Uricani. Toți câștigătorii, îi repetăm încă o dată, de la stația din Lupeni, Radu Ion, Ganta Elefterie, Papuc Mihai și Cionca Marius. Avem aici așadar pentru premiul al treilea 12 câștigători a câte un voucher de 150 de lei carburant. Trecem la premiul al doilea. Aici vom avea 6 câștigători. De la fiecare stație vom extrage câte 2 participanți. Fiecare va câștiga un voucher de 200 de lei. Să vedem primul câștigător. Este din Petroșani și se numește Raicu Florin. Al doilea câștigător, Mitesc Dumitru din Petroșani. La stația din Livezeni,
primul câștigător, Trincu Gheorghe Constantin din Vulcan și Sicoi Sorin din Aninoasa. Iar la stația din Lupeni, primul câștigător, Roman Mihai din Uricani și Varga Pardalian, cred că așa scrie aici, din Lupeni. Aceștia sunt câștigătorii premiului al doilea. Câte un voucher de 200 de lei, vom repeta câștigătorii: Raicu Florin, Mitesc Dumitru, Trincu Gheorghe, Sicoi Sorin, Mihai Roman și Varga Pardalian. Aceștia au câștigat câte un voucher de 200 de lei. Este momentul pentru marele premiu. Cred că va trebui să amestecăm toate cele trei stații, toate biletele participante, pentru a afla cine este cel care câștigă un voucher de 1500 de lei carburant. Toate biletele participante vor intra în această extragere. Foarte mulți clienți care au alimentat de la stația din Baril, de minim 100 de lei. Încercăm să le punem pe toate. Da, extrem de mulți participanți. Va trebui să amestecăm foarte bine. Avem un bilet pierdut, dar recuperat între timp. Ia să vedem, amestecăm foarte bine. Șanse egale de câștig pentru toți participanții. Da, eu zic să amestecăm bine, bine acolo cu mâna. Și să vedem cine câștigă marele premiu în această campanie Baril. Câștigătorul voucherului de 1500 de lei carburant este din Lupeni și se numește Medrea Vasile Nic. O să vă rog să-l arătați și la cameră. Acesta este câștigătorul. Felicitări! Ați câștigat un voucher de 1500 de lei carburant, un premiu oferit de stațiile Baril. Felicitări pentru toți câștigătorii care au avut șansa să câștige aceste premii oferite de Baril. 19 participanți au devenit astfel câștigători cu Baril. Mâine aceștia vor intra în posesia voucherelor de carburant. Foarte mulți participanți și foarte multe premii ați oferit și anul acesta clienților Baril. Da, am lărgit numărul premiilor în acest an pentru a premia cât mai mulți clienți de ai noștri. Care este valoarea totală a premiilor oferite? Undeva în jur de 5.000 de lei am ajuns anul acesta și pe viitor vrem să mărim acest buget. La final vă invit să urmărim împreună informațiile despre vreme.
Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Vă așteptăm și mâine la 17:30. Să aveți parte de o seară cât mai bună!